Am spălat banii din greșeală. Am intrat cu ei la duș. Și cum nu sunt de plastic? Trebuie sau... să așteptăm să usuce. 50 înseamnă aproape 7 euro. Ce loc frumos cu flori. O grămadă de plante. Dar putem spune că asta a fost cea mai călduroasă cameră ever, din cauza că afară sunt vreo 40 de grade. Am avut doar acest geamuleț cu plasă. Geamul ăsta nu se poate deschide și oricum dacă se putea, nu-l deschideam pentru că ne accelerau țânțarii. Câte flori! Cactuși! Auzi, dar ce cald e la ora 10 dimineața. Auzi, general. Pilcomayo s-a numit. Ochelarii lipiți, sandalele tunate. Am luat un super glu și am tunat sandalele și ochelarii. Ne îndreptăm spre terminalul de busuri să plecăm într-o nouă destinație. Am fost și aseară și ne-am interesat busurile locale spre destinația unde vrem noi să ajungem. Pleacă la ora 9 și 10 seara. Dar sunt și mașini împărțite. Și acum vedem ce și cum. Ce mașină găsim. Practic nu mergem cu un bus, mergem cu un microbus sau cu o mașină împărțită. Știam melodia, dar nu știm de unde. De Sud America. Da, de unde exact. Bună dimineața! Începem cu secretul dacilor. Sau secretul bolivienilor. Legume și fruct. Hai pe înghețat. Hola! Menta? Si. Si? No? Menta? Da. Ike mas? No, no, no. Un bolivian. Mentă și fructe de pădure. Hai, noroc. Nu de altceva, dar să intre cu frunzele de coca. Înghețată de mentă. Foarte bună. Mult pentru viol de minore și asasinat. Mai așteptăm un pasager să vină. Pornim spre Tarija. Până atunci să luăm un almorzo la umbreluțe. 10 bolivieni almorzo, felul 1 și felul 2. Ciorbă și felul 2. Stă aproximativ 7 lei și poți să-ți iei așa supă ciorbica și la felul 2 poți să-ți iei ciulete. Ciuleta de ficat, adică, nu, biftec de ficat. Milaneză. Milaneză, adică șnițel de pui, un mare ciuleton de porc. Toate vin cu cartof sau orez, cu ce vrei tu să-ți alegi. Mahadito este fără carne. Ciorbă fără carne și felul 2 fără carne, bineînțeles. Și ahil, picanteria. Picanteria, specialitatea din Bolivia, făcută din roșii, ghimbir, lămâie, ardei roșu foarte picant. Normal, poți să alegi cu carne. Dintre toate felurile fără carne, ne-am ales ultimul fel, care se numește mahadito. Conține ou, orez. Orezul era un mix de carne tocată cu orez. Noi am zis să-mi pun orez fără carne tocată. Aceasta este mașina. 215 km, o să-i facem, cred că, în 5 ore. Cu domnul Ramon. Știți de plecare? Se conduce pe Coca.
jos, ci doar în sus. Cât de filozof sună. Nu te uiți în jos, doar în sus. Acest video este pentru Petru Pricope. Multă poftă din Bolivia! Ultimul concurent al concursului Doza de Călătorie Bungaloa. Peisa superb. Rock din Jurassic Park. Mai lipsesc dinozaurii din peisaj. Él tiene que salir de costado, ¿no? Nu este nimeni care să dirigeze circulația dintr-un sens sau altul și ne-am blocat cu camioanele. La 50 de grade. Los de allá ven a avanzar y siguen avanzando y no van a dar paso a que por se va a funcionar. Popasta ne Entre Rios. Vera locală Paseña. Și frunzele de copac. Suntem la 2650 de metri. Tarija am ajuns. După 4 ore jumate de mers prin munți, suntem lângă acești doi cetățeni, o femeie și un bărbat, care țin globul pământesc în mână. Are moartă. A fost foarte cald, plus că am prins drumul blocat din cauza că nu era nimeni să-l dirigeze. Am stat vreo 10 minute de la 50 de grade. Mergeau pe noi, nu mai puteam. Tarija! Am mai avansat 210 km. Am fost o grămadă de oameni care mai poartă lângă mască. Și o căldură afară. Nu mai bine ca în Via. Da, în Via Monte acolo era prea... Hardcore. Stăm lângă strada Villa Montes, fix de unde venim. La Ruta del Vino.
suntem în Tarișa, care e recunoscută pentru vinurile ei. Poate testăm și noi, mă, să vedem cum e. Deci nu suntem cu alcool. Mai mă cu frunzele. E cerveza. Parlat, bere și materiale de școală. Lux Hammer. Era la doamna Loudres cu 10 euro pe noapte. Avem chiar și baie proprie, televizor. Ne aștepta cu apă, Dreamcatcher. La fix. Ce bine. Și baia. Și au zis că dacă e frig, avem și platul. Pe ce să fie frig? Vine la 40 de grade. Aici sunt 30 ceva. Hai să începem cu un șat. Avem și pliciu de țânțar cu iepurașul să-i strobim. Și un șifonier foarte cool. Yo! Pam, pam! Wow, ce casă frumoasă! Ai văzut grădina? Și ce loc de chill frumos! Plantă interesantă. Am venit într-o zonă luxury, lângă Casa Albă. Auzi ce pom frumos are. Mergem să mâncăm ceva. Ce frumos e acest pomișor. Are și flori galbene. Wow, ce frumos. Stația de bus. Ce tare. Tot spune. Mexico, Nicaragua, Puerto Rico, Barbados, Honduras, Ecuador, Uruguay, Haiti. Multe țări. Jamaica, Cuba, Venezuela. Canada. Colombia. Bolivia. Lions International. Ora Unirii. Mare bătălie, ce s-a dat și pe aici. Peretele istoric. Gustări la orizont. A, doar pui, azi de început, spăl. Un soaia de porumb. Humitas. Aha. Care să ne luăm o empanadă cu brânză. Hai să vedem apii ăsta, ce-i cu el. Lux, ia puțin. Îți vezi ce gust are. Ciocolată? Ce-o conține? Din niște fructe roșii cu scorțișoară, pare, nu? Mm-hmm. Băutura era din făină de porumb roșu cu scorțișoară și... Lămâie! Lămâie, ce bunătate! O grămadă de băuturi se fac din făină de porumb. Numai în România nu folosim să facem nimic. Doar porumbul fierb. Doar porumbul fierb și mămăliga. Wow, ce spectacol!
cristal. Omul spate cu dolari. Și femeia care croșetează. Încă pe tradițional. Statuia lui Simon Bolivar, care a eliberat Sud America. Viva Simon! Viva Simon! Pe stânga avem un castel. Castel în Tarija, proprietate privată. Ia să vedem ce scrie la intrare. Nu se poate vizita, nu se poate intra. Ce oscul e. Albastru din 2022 are o... Aha! Colombieni. Colombienii. În 2015 au venit pe baricade. Din ce am dat azi 2011, mai vechi? Scriitorilor de Tarija, argentinieni, toți. Toți, o grămadă de... Grec. Ce oscul e. Castel să scrie. Memori, în acest castel se întâlneau mulți scriitori din Sud America. Pe fiecare stradă cât o cântare. Mad Max. Da. Stradă, nu? A, si, ce Casa Dorada, o minunăție arhitecturală. Digamos que es muy amplia en lo que se refiere a animales. Por ejemplo, son personajes permanentes en su obra, las hormigas representan el pueblo, lo mismo las abejas, los pájaros, hay muchísimos pájaros, aves de toda clase en obras. Am intrat în El Dorado și a fost o prezentare de carte a lui Oscar Alfonso. Se están perdiendo de ver un comedor, un salón dorado. Esta es la capilla más bonita, es casi como la Sixtina. Am aflat și ceva despre Oscar Alfonso, care a fost un scriitor. Acum și fiul lui acum se ocupă de publicarea operelor tatălui, găsește în fiecare an câte ceva și se chinuie să ilustreze, pentru că opera lui Oscar Alfonso este dedicată copiilor, dar nu numai copiilor, pentru că sunt multe chestii pe care le pot citi și părinții. Și a avut o prezentare a unei cărți. Costa doar 20 de bolivieni, îți făcea și o dedicație pe carte, dar n-am luat-o. N-aveam unde să băgăm. Aveam ghiozdanele bărdușite, pline. Cado central. Uite cum doar. Atolănit, de căldură. Hai pe niște gustări. Unde? Jos, peste tot. N-am mai zis. Tohori Anci Compelon. Tohori și porumb cu lapte. E la fel ca orezul cu lapte. Mai e cu porumb. Și costă și pe ăsta. Ăsta e top. Top. Și cu scorțeșoare, iau-te. Deliciu. Știați că o persoană folosește aproximativ 288 de pungi de plastic pe an? Iar o pungă de plastic se descompune în aproximativ 200 de ani. Suedezi, nu? Au venit aici să facă campanie. Să aranjeze piața.
piață cu felinare, înăuntru, lift, super modern.